Ieri am făcut prăjitură cu biscuiți Oreo și cu unt și am pus peste prăjitură cremă, dar niște vecini au hotărât acum că trebuie să renoveze și mi-e foarte greu. Peste cremă am pus niște fructe de pădure, zmeură și afine. Acum am să-l chem pe asociatul meu, pe Ciulică, și o să-l servesc și pe el cu prăjitura. Bineînțeles, fără fructe. Ciulică! Hai! Hai repede! Hai repede că se topește asta! Ciuli! Ciulică! Papio! Ciuli! Eu stai supărat pe mine, ce are? Ciuli! Nu vrea să vină și gata. O să las rețeta acestei prăjituri tot mai jos un mesaj. Asta e, Ciulica nu vrea să vină. Ai venit? Păi cum să nu vii tu? Când avem aici așa o prăjitură bună. Hai, vino aici. N-ajung. Hai, vino cu-a. Până la urmă a venit, dar el era sub masă, eu nu știam. El e fanul prăjiturilor mele. Cuțu-cuțu în agrivei prăjitura dacă vrei. Trebuie să iau fructele, că dânsul nu servește. Hop!
Mi-a căzut pe bluză și m-a lins. N-ai nimic. Merge la spălat. Mi-a zis, mamă, am cumpărat detergent. Ne mai muzgălim, ne ștergem. Iată. Frica. Cum spui tu? Mulțumesc, mami, pentru tot. A fost foarte bun. Bine, mai avem și pentru mâine și pe mine. Nu spui și tu la revedere? Zi, hai, la revedere, la revedere.